Bună, săgetători, și mă bucur să te am aici alături de mine. Ce mai faceți voi? Hai să văd pentru săgetător care este mesajul din partea oracolului Arhanghelului Gabriel. Pentru săgetător, mesaj din partea acestui oracol. Ai grijă de tine. Nurture yourself. Investing time in self-care now will yield more energy for you later. Atât timp cât tu investești mai mult energie în grija de sine, acest lucru te va recompensa și îți va aduce mai multă energie mai târziu. Ok. Ai grijă de tine, ok? Și investește în energia ta, în tine. Speeches and speaking. Posibil ca tu să ai o carieră pe comunicare, să... în jobul tău, la locul tău de muncă, să trebuiască să comunici foarte mult și de asemenea ți se transmite faptul că tu ai mesaje importante de a le transmite celor din jur. Deci tu ai mesaje importante pe care e necesar să le transmiți celor din jur. Hai să vedem Lenormandul ce are să ne transmită pentru săgetător. Mesaje pentru tine. Văd ceasul sau timpul, cum mai este denumit acest card. Aștepți ceva anume. Aștepți ceva anume. Hai să văd. Și am să-l las aici. Acest card este în situația dată pentru tine. Mai poate reprezenta o frică și nu cred că este vorba despre o frică, mai degrabă despre o speranță a ta. Este în poziția situației din momentul de față. Ok, avem... Sicriul. Sicriul vorbește despre o încheiere, despre ceva resimțit, dureros. Foarte frumos. Poți să primești un cadou. Copilul. Mariaj. Și pe final de perioadă, judication. Poți să ai de a face cu... justiția, cu sistemul acesta de justiție. Dar avem aici acest sicriu. Sicriul și casa. Sicriul anunță un final, anunță o încheiere și am să vreau să extrag un card din tarot care să ne clarifice acest sicriu. Nu prezice moarte, dar prezice schimbare și prezice un final. De ce această carte, moartea, în tema generală a întregii tale citiri? De ce această carte, moartea? Hai să vedem. E ceva ce poate fi resimțit dureros, asul de bâte. Și 5 de cupe e și ceva legat de... Poate ți-ai făcut speranțe în legătură cu această domniță privilegiată, pentru cu acest angajament foarte serios. Pentru că la tine avem foarte multe cărți de genul acesta, din domeniul acesta al dragostei, atât inelul... Domnița privilegiată, buchetul de flori, mariaj, veștile, sunt din foarte mult din domeniul acesta al dragostei, pe plan amoros cumva.
Asul de bute poate să vorbească despre un nou început plin cu pasiune și împreună cu acest sicriu, poate ți-ai făcut speranțe în legătură cu acest nou început plin cu pasiune, dar e și un soi de dezamăgire pe care tu trebuie să o depășești aici, posibil din trecut, pentru unii dintre voi deja să se fi manifestat această dezamăgire, această tristețe a voastră și să știți deja despre ea. Ce e cu acest inel din situația de față? Inelul și soarele. Inelul și soarele. Inelul vorbește despre un angajament serios. Pentru unii dintre voi, da, poate fi o căsnicie aici. Poți să ai de a face cu un leu, dar soarele vine și cu bucurie, vine și cu angajament serios sau ceva ce aduce bucurie, ceva ce aduce succes. Poate fi un angajament și în planul afacerilor. Deși văd aici cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe vorbește despre o oportunitate în dragoste. Dar poate fi în planul afacerilor atât timp cât tu iubești ceea ce faci, ok? Când faci cu drag ceea ce tu muncești acolo. Domnița privilegiată vorbește despre o persoană nobilă. O persoană din înalta societate, o persoană norocoasă, privilegiată, ce să mai. Este în poziția aceea ce este un fapt. Poți să ai de a face cu energie feminină sau masculină, nu este absolut necesar să fie o femeie. De ce domnița privilegiată aici, în situația, în ceea ce reprezintă un fapt pentru tine? Văd pajul de monede. E ceva prețios aici, pentru că această domniță este o energie feminină prețioasă. E ceva aici prețios cu acest paj de monede. O oportunitate. Și totuși, poate să reprezinte poate să existe și o senzație de abandon aici, pentru că avem și 5 de monede la baza pachetului. Să te simți lăsat pe din afară față de această persoană, să fie și o senzație, să îți dorești să fii foarte mult cu această persoană, dar persoana asta să nu îți acorde prea multă atenție în perioada asta. Ceea ce reprezintă o iluzie și lucrul de care tu ar trebui să te eliberezi, văd veștile, acest card, călărețul, care vine cu vești, vine cu noutăți, vine cu știri despre persoana dragă pentru unii dintre voi. De ce acest card? Asul de monede. Tu îți dorești acest angajament aici cu această persoană, pentru că avem și în situația de fapt, de față, acest inel. Dar totuși ceva reprezintă o iluzie. E ceva aici care nu e sigur. Avem și 7 de spade. Cineva care acționează în ascuns. Cartea hoțului. Cartea personajului care acționează nu fățiș și nu la vedere, ci într-un mod așa înascuns. Florile sau cadoul reprezintă frumusețe și este în poziția șanselor sau oportunităților pentru tine. Poți să primești un cadou, ceva frumos, să
ai parte iarăși de momente frumoase cu persoana dragă, ceva la muncă iarăși, pentru că văd acest 8 de monede și cavalerul de monede, poate fi un cadou, o sumă de bani, după o perioadă în care ai muncit foarte mult, da, posibil să vină lucrurile încetinel, să existe această așteptare, pentru că văd și pajul de bâte aici, dar e o oportunitate aici, o șansă a ta. Fântâna o avem în poziția aceasta a lucrurilor pe care tu ar trebui să le uiți, a lucrurilor pe care nu ar trebui să te bazezi. Fântâna vorbește despre creativitate. Fântâna are resurse. Și cumva, având resurse, să nu te bazezi prea mult pe această idee că... Pentru că... Să nu irosești iarăși, pentru că am văzut acest 8 de monede și cavalerul de monede aici, poate plănuiești să oferi un cadou prețios cuiva anume, dar să nu irosești, cum să spun eu aici, să nu oferi, hai să văd ce clarificări avem. 10 de monede. Să nu te bazezi pe resurse nelimitate, atât am să mă limitez în a spune doar atât. Să nu te bazezi pe resurse nelimitate aici, pentru că tu plănuiești să oferi ceva, un anume cadou. Acest inel poate pentru unii să oferiți persoanei dragi. Copilul, acest nou început, această oportunitate, îl avem în poziția aceea ce ție îți este de ajutor. Copilul este inocent, copilul este cu potențial. 10 de spade. Și 5 de monede. Ceea ce ție îți este de ajutor. E ceva în legătură cu acest nou început, cu acest angajament aici, care chiar dacă, nu știu, se întâmplă ceva și te face să te simți trădat, chiar dacă, da, pentru că avem 10 de spade și 5 de monede, să te simți iarăși abandonat, lăsat pe din afară. Cu toate astea, faptul că tu ai parte de claritate aici, e ceea ce ție îți este de ajutor. Ceea ce ție nu îți este de ajutor și ar trebui să eviți, văd mariajul. Acest parteneriat. De ce? Uite, avem 10 de cupe și a venit întors. Eu, în genere, nu citesc cărțile întoarse, dar le onorez atunci când pe masa mea se așează întoarse. Și 4 de cupe. Ceva ce ție nu îți servește. Și de-a lungul citirii am văzut și acel 7 de spade. Cred că aici, când am clarificat aceste vești care vin înspre tine în poziția iluziilor pe care tu le aștepți. E ceva serios ce tu îți dorești. Dar nu ar trebui să te bazezi pe acest parteneriat. E ceva ce tu aștepți aici de la această persoană pe care tu nu ar trebui să te bazezi. Cineva care îți aduce mare bucurie așa.
Dar având și această carte, Judication, această carte poate să prezică o despărțire sau, de ce nu, o căsnicie, o cununie civilă. De ce Judication? Ce hotărâre se ia aici? 6 de monede. Și luna. De ce 6 de monede și Judication? Ce hotărâre se ia aici? 2 de spade. Și 2 de cupe. E ceva ce tu aștepți din partea acestei persoane, pentru că am văzut și acest mariaj aici și 10 de cupe întors. Din partea acestei domnițe privilegiate. Dar e ceva ce se întâmplă în ascuns, ceva ce tu posibil nu cunoști, ceva ce te va face în cele din urmă să te simți trădat, dar cu toate astea e în lucrurile care ție îți sunt de ajutor. Și e un blocaj aici. E un blocaj. Pot fi mai multe persoane implicate iarăși. O hotărâre de a bloca ceva anume. Poate te gândești, te-ai gândit să faci un anume cadou acestei persoane, dar această persoană blochează ceva anume aici. Interesant felul cum au ieșit cărțile. Ok. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici. Eu te mai aștept să-mi lași o apreciere, de asemenea și un comentariu pentru cei care simt acest lucru. Te îmbrățișez cu recunoștință și iubire și ne vedem curând. Te pup! Pa, pa!